se pun în funcțiune. Ecce homo. Am ceva mai devreme pe drum despre filozofie. Ce legătură are filozofia cu muzica în viața ta? Filozofia cu muzica? Nu, dar m-am drăgostit oarecum de filozofie. Nu o fac un mod de a trăi din asta, dar am făcut facultate de filozofie jurnalist. Și atunci mi s-a părut foarte interesantă. Cred că tot ceea ce se întâmplă în viața asta, nu știu, acolo, are o mare influență au gândurile. Adică noi, cum gândim, așa vom trăi pe noi. Scurt, cugito ergo sum. În traducere? N-am înțeles. Cugito ergo sum. A, latina mai prins. Nu, ce înseamnă? Geți, deci exist. Cine a zis-o? Stai. Mai prins ea. Ei, dar nu e mare filozofie să știi un citat celebru. În ziua de azi, alte lucruri sunt importante atunci când vrei să devii un star. De pildă, în notul. Mi-amintesc de zilele când nu aveam habar de nimic, dar fericirea nu mi-a picat la zar. Visam la o mașină, o fetiță mai nobilă, amabilă cu mine, sau puțin mai copilă. Într-o zi de primăvară, pe la jumatea lui ianuarie, cu mersuri lini și dezgolite țâțișoare, apare viața mea ca o rază de lumină. M-a plăcut și ne-am iubit, nu conta că n-am mașină. Ia te uite unde era mama rapului și tatăl hip-hopului. Se pare că Notorious B.I.G. și Tupac nu s-au războit și nu s-au împușcat degeaba. A apărut, în sfârșit, adevăratul lor urmaș, al lui Nat King Cole și al lui Michael. Doar că, spre deosebire de toți aceștia, domnul Lungu al nostru are un succes nebun la femei, mai apropiat de cel al lui Elvis. Cu dragostea, cum stai, Cătălin? Cu dragostea? Să pot spune bine, n-am o relație stabilă, dar sunt pretendent de grămadă. Mi-a zis că această cameră este o femeie. Îi zâmbesc, mă apropii de ea, așa, mă zic așa de dans, dar acum nu pot, bă, e și nasul aici, așa, îi dau un pic ocolul, așa, adică să văd cum arată și de la spate, asta dansând, pentru că ea nu știe că o studiez de fapt. Îmi intră în joc, îi spun că miroase frumos, încă de la distanță, că am simțit-o, și că pun panică, nu e parfum, e mirosul ei natural. Apoi începem să dansăm. O miros frumos pe gât, așa. Apoi evident că mă întreabă cum mă cheamă. Și de acolo încep noile dezvoltări. Înnoată ca un pește, dansează ca Fred Astaire și se crede mai seducător decât Rudolf Valentino. E Cătălin Lungu, are 27 de ani și știe foarte bine ce vrea. Să fie celebru! Alo, Haliudu, se aude? Salutare, salutare! Cătălin Lungu sunt și vreau să vă mulțumesc pentru timpul acordat în fața micilor ecrane. Sper că n-am avut prea mari defecte. Am încercat să fiu cât de cât plăcut pentru voi. Țineți acasă!